Experții în arta Feng Shui ne demonstrează că există anumite obiecte pe care nu este recomandat să le depozitezi în propriul cămin, dacă vrei să fii ferit de ghinioane, pagubă și nenoroc, care sunt acele lucruri din dormitor de care trebuie să scapi de îndată. Indiferent că ești sau nu o persoană superstițioasă, cu siguranță ai auzit de arta Feng Shui și de obiceiurile pe care adepții acesteia le urmează cu sfințenie pentru a avea parte de noroc, fericire și belșug în propria locuință. Specialiștii sunt de părere că există anumite lucruri care pot atrage energiile negative, ghinionul, neșansa și singurătatea chiar la tine în cămin, dacă nu ești atent și nu scapi imediat de ele. Printre acestea s-ar număra oglinzile și fotografiile în care apar doar tu. Potrivit artei Feng Shui, aceste obiecte ar putea atrage singurătatea și nenorocul la tine în locuință, în special dacă sunt ținute în dormitor. De asemenea, când vine vorba de cromatica optimă pentru a atrage norocul, adepții Feng Shui cred că acele culori neutre, tonuri verzi și pământii care se găsesc în natură, ți-ar aduce vibrații pașnice, noroc și odihnă în dormitor. Experții mai recomandă scoaterea televizorului din dormitoare pentru cei care vor să se odihnească așa cum trebuie. Ecranul televizorului previne melatonina, hormonul care ajută creierul să înceapă ciclul de somn. De asemenea, este recomandat să ții noptierele goale. Aglomerarea acestora creează stres și poate chiar, conform experților, să ne facă să avem un somn agitat, astfel că ne vom trezi dimineața mai obosiți decât am adormit. Un alt sfat recomandat de către specialiști este să te asiguri că întotdeauna ai parte de liniște și armonie în dormitor, iar articolele tale vestimentare să fie depozitate într-o anumită ordine. Recomandarea adepților filozofiei Feng Shui este să nu aruncați hainele pe podea sau pe scaun. Același lucru trebuie aplicat și în cazul accesoriilor. Relatează playtech.ro.